Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi l-am ca invitat, din nou ca invitat, pe Alec Vălășescu, un vechi prieten pe care l-ați mai văzut în emisiunea Metope. Unii dintre dumneavoastră l-ați și urmărit la Casa Paleolog unde ține cursuri, și despre asta vrem să vorbim. Însă, înainte de a intra în uh, subiectul de astăzi, vreau să îți amintesc, dragă Ale, întâmplare de când lucram noi împreună. Uh, Alec Bălășescu a fost uh, directorul de cabinet uh, uh, din vremea când eram eu ministru, adică el făcea toată treaba. <laughs> da? Dacă sunt lucruri bune făcute atunci, uh, el le-a făcut. Dacă sunt rele, e vina ta. <laughs> mă rog, nu, e vina no, contextului e vina context. Nu, dar chiar nu sunt rele În schimb, mm. contextul este În România, să fii ministru culturii Înseamnă să faci din rahat bici da. Pentru că, da. efectiv, mijloacele sunt cum sunt dar Doar știm asta mai bine decât oricare altul Da, e o întâmplare din timpul festivalului Enescu, după ce l-am, mai exact când l-am decorat pe scenă pe Vengerov, au fost din sală unii care au comentat sau au huiduit sau n-au fost mulțumiți că decernez o decorație pe scenă. Poate că alții s-ar fi descurajat. Nu eu. Am vrut a doua zi To teach them a lesson. Da? Și am ținut un discurs, o predică, în care am explicat de ce e bine așa, de ce trebuie făcut așa, de ce voi face până la capăt exact așa. Pentru că de anumite toți uh, muzicienii pe care i-am uh, decorat atunci și-au dorit să fac acest lucru pe scenă. Uh, de fapt, uh, emisiunea de astăzi este cam la fel. Pentru că uh, mâine pe 11 uh, octombrie. octombrie, e prevăzut cursul tău despre uh, Frankenstein și uh, Dracula. Și mă enervează că nu sunt destul inscriși. De aici nu e vorba să facem. Publicitate pentru un produs care nu se vinde. Să fie clar. Nu. Mm -hmm. Eu e o discuție despre ce se înseamnă acest lucru. Și mm -hmm. tu ești cel mai potrivit om pentru a discuta detașat despre asta, că ai ochiul antropologului. Convingerea mea este că lumea nu s-a înscris la, sau mulți nu s-au mm -hmm. înscris, sau nu s-au înscris suficient de mulți la cursul ăsta, pentru că au impresia Că este popular culture. Mm -hmm. Frankenstein, Dracula, astea sunt prostii. Filme hollywoodiene, chestii ieftine. Mm -hmm. Ori la casa paleologului e cultură înaltă. Mm -hmm. E Platon, Aristotel, Heidegger, Hegel, Sfinții Părinți, Sfântul Pavel, lucruri de genul ăsta. De acum... Mai nou Michel Foucault ah, Foucault Am făcut amândoi câte un da. curs Despre Foucault e, e unul la unul Tu ai început uh, și am continuat și eu Cu un curs despre uh, Michel Foucault Stai, Tu ai făcut și despre uh, Jean Baudrillard Că e unul dintre puținele cursuri În România, dacă nu chiar singurul uh, Despre acest uh, Foarte interesant gânditor francez uh, Dar uh, Cred că e aici Vorba despre uh, ceva Care este mult prea familiar Lumea are impresia că știe, uh -huh. și de fapt nu știe pentru că abordarea ta este una antropologică. Uh, nu uh, e vorba de entertainment, ci este vorba, mă rog, și de entertainment, dar e vorba de a înțelege uh, persistența acestor mituri uh -huh. și care este semnificația lor. Uh -huh. Deci, um, am vrut foarte mult să facem emisiunea asta, într-un scop pedagogic. Am uh, să pentru să pun fi, pălăria de uh, 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 <laughs> Pentru că uh, nu trebuie să urmăm întotdeauna gusturile uh, clienților. Noi nu avem clienți. Casa Paleologu nu are clienți. Noi nu, eu nu gândesc în termeni de clientelă și servicii. Uh -huh. uh, deci, dorințele clienților. Nu, nu sunt poruncă noțiune. pentru tine. Nu e o noțiune pe care, mă rog, interesele intelectuale ale cursanților, asta este altceva. Una este interes, una sunt interesele intelectuale ale cursanților și cu totul alta este uh, dorința clientului. Uh, dorința clientului nu prea mă interesează, în schimb interesele intelectuale, curiozitățile intelectuale, da, și în, în întâmpinarea acelora e normal să venim în permanență și să ne adaptăm. Uh, însă aici cred că uh, e vorba de Uh, această iluzie optică cumva. Uh -huh. uh, e ceva foarte familiar, e cultură populară, uh, nu ne interesează. Uh -huh. uh, același Alec Bălășescu, dacă vorbește despre Foucault, uh, face sală plină. Uh, a aici e... Uh, și mie mi s-a întâmplat, să ne înțelegem. Ja, da, da. Uh, de pildă am anunțat un curs despre Rousseau, Uh, și întâi n-a mers, m-am încăpățânat și până la urmă a venit multă lume, da? că trebuie uh -huh. să ne încăpățânăm uneori, să atragem atenția că ceva e interesant, uh -huh. că ceva e important, să tragem de mâne, uh, pentru că în felul ăsta cred ne facem cu adevărat uh, treaba. Uh -huh. Cred că ai dreptate, pentru că... Cu ca ce de avem de-a face aici, am zis cred. <laughs> uh, și tu, ca de obicei, ești da. prudent, spui cred, că ai dreptate, da. În loc să spui ai perfectă dreptate, da. <laughs> uh, avem de-a face, într-adevăr, cu, cu două mituri și e interesant că oamenii nu. Eu m-am apropiat de ele pentru că mi-am pus întrebarea, ok, de ce o carte apărută în 1818 de o scritoare. Apare necunoscută până atunci, Mary Shelley, uh, Frankenstein, uh, perdurează, dă naștere unei întregi uh, mitologii vizuale da? uh, și unei industriei de film și așa mai departe. Uh, și o altă carte scrisă la 80 de ani, apărută la 80 de ani diferență, în 1897, uh, Dracula are același efect. Și la un moment dat, Uh, cumva Hollywoodul îi transformă în ceea ce se numește uh, cultura populară, impropriu a spune, pentru că de fapt sunt fascinația pentru ei sunt, uh, este la fel ca orice altă fascinație pentru mituri. Dar acest mituri, aceste două mituri, a lui Dracula și al lui Frankenstein, de fapt sunt miturile modernității. Eu îi numesc monștrii sacri ai modernității. Dar nu cumva sunt niște mutanți, pentru că uh, Frankenstein vine peste un mit mai vechi. A, păi, golem, peste Golem. Peste Golem și peste automaton Automatonul lui Aristotel. Însă, el are o diferență. Sunt niște diferențe foarte mari între Frankenstein și Golem, uh, așa cum și ce se prefigurează în Dracula este, de fapt. Trecerea de la perioada premodernă la perioada științifică modernă, întreaga carte Dracula este, de fapt, de, de fapt, în mare măsură, uh, metafora conflictului între modernitate și ce era înainte, între științific și non-științific, creează un întreg imaginar, imaginarul Orientului, uh, care perdurează și astăzi. Și pe care îl vedem până și în modul în care uh, filmele și imaginarul despre Europa de Est continuă, inclusiv prin filtrele pe care se pun vizual în momentul în care se filmează în, în zonele acestea. Și este vorba și despre îndraculat și despre conflictul între uh, aristocrație și burghezie, între legitimarea prin... Lin, uh, prin uh, sânge, sânge, uh -huh. da? și legitimarea prin uh, contract. Cartea este plină, dacă o citim, este plină de uh, astfel de, de panseu și e plină de. și o carte legalistă. Da? E o carte în care foarte multe scrisori sunt între un avocat și alte case de avocatură. De fapt, și care vorbesc despre introducerea în spațiu legal al unor practici și despre uh, confruntarea unor practici, superstiții și așa mai departe, cu un, uh, o, o viziune științifică asupra lumii. Hmm. Hey. Urma, nu trebuie să spunem chiar tot ce vei spune tu la Costa, Ah, Nu, 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 mult mai amplu, mai amplu da. uh, Însă aș vrea să revin puțin asupra uh, Frankenstein. Și după aceea mm -hmm. să revenim uh, la ce ai spus atât de interesant și important despre uh, Dracula uh, Spui golemul, da, evident că da, pentru că e o uh, ființă monstruoasă uh, Însă mai e un mit uh, grecesc care seamănă și totodată e foarte diferit, uh, și anume mitul lui Pigmalion, uh -huh. da? care uh, creează uh, o superbă femeie, da? S uh, o sculptură uh, sublimă și se îndrăgostește de ea și obține până la urmă ca uh, sculptura respectivă să capete viață. Uh, e tot o creație care este animată, dar e un dar al zeilor. Uh -huh. Da? Nu e același lucru uh -huh. ca Frankenstein, unde știința, uh -huh. omul, prin capacitatea <coughs> proprie, creează așa ceva. Uh -huh. În plus. Nu este o ființă monstruoasă, ci este o ființă uh, grațioasă de care artistul se îndrăgostește. Uh -huh. Deci, seamănă și în același timp e complet diferit. Uh -huh. uh... Iar Golemul, la f uh, nu la fel, pentru că nu este, nu este frumos, <laughs> dar el este însuflețit de o formulă încântată de cel care îl creează. Așa este uh, legenda Golemului și sunt uh, doar un anumit. Uh, din nou, ne întoarcem la, la sânge, doar un, doar, un anum, doar o anumită descendență uh, de rabini, poate, poate, poate crea golemul. Și uh, uh, golemul capătă viață prin insuflarea spiritului printr-o anumită incantații. Uh, deci, are și o diferență importantă. Exact. Frankenstein, uh, Frankenstein este făurit prin punerea împreună a Părților corporale, care apoi sunt animate de electricitate. Deci e pur științific uh -huh. și, de fapt, mai dezvoltăm un pic din curs, este uh, se, se prefigurează, dacă ne uităm între, între Golem și Frankenstein, avem discuția între mecanicism și teleologism. Da. Care, uh, și e foarte interesant că, uh, în ultimul timp, dacă ne uităm la producția de film, Există mult mai multe filme cu vampiri decât cu Frankenstein. Uh, pentru pe că. Așa, da, zi, <laughs> pentru că. <laughs> pentru că Frankenstein a fost preluat de inteligența artificială și de filmele cu cyber cyberpunk. Este și toată chestiunea și uh, uh, inteligența artificială a conștiinței pot mașinile să aibă conștiință, pot uh, să fie biotehnologiile. Da, deci tot despre inteligența artificială o să ne vorbești și la cursul uh, nu, ăsta. nu, 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 nu Ai o, o... o goangă cu inteligența mm. artificială, dacă scrii <laughs> și o carte despre asta. Uh, da, te mă gândeam așa că avem uh, trei mituri. Uh, Pigmalion, Golemul, uh, Frankenstein, uh, etape diferite ale istoriei și, de fapt, încărcătura e diferită și sensul, chiar dacă există o asemănare, chiar dacă există un fir conducător, totodată diferențele spun foarte mult despre rupturi. contextele diferite. Și rupturi istorice, exact. rupturi istorice de înțelegere a lumii și de raportare la deci lume. Deci, pentru tine, Frankenstein este simptomul unei rupturi importante în lumea modernă? Da, este, este și prefigurează într-un fel creația. Individului. Individual, așa cum e uh, monstru doctorului Frankenstein, este uh, împingerea la concluzia logică a individului perfect adaptat modernității. Mm. Da? Uh, monadic, fără legături de rudenie care să îl împingă la alianțe Bun, complicate atunci, și așa Frank mai departe. figurează inteligența artificială. Deci este hipermodern. Da. În timp ce uh, Dracula este conservator. Reacționarul, <laughs> e conservator? Este... Da, da, da. da, da eu timp, și atunci eu timp de ce, e interesant de ce fascinează tocmai uh, Dracula. Am ambii fascinează Dracula, dar bine, toată estetica în jurul în jurul lui Dracula nu este de estetica aristocratică dar dacă ne uităm la cum a evoluat, el evoluează și ca estetică, sunt noile aristocrații care se văd acum în, în filmele cu vampiri, apropo e un film foarte interesant pe Netflix făcut de Chile El Conde se numește, Contele care <laughs> povestește cum de fapt vampirii sunt um, Trăiesc de foarte mult timp și uh, vampirul care, pe care acest conte, de fapt, iau diverse identități de-a lungul istoriei. Începe cu povestea lui Pinochet, care era vampir și uh, Mama acestui vampir, născut înainte de revoluție sau în timpul revoluției, a, într una din încarnările ei era Margaret Thatcher. E bun, deci da. o nouă, Aici e o nouă se aristocratie. o aristocrație. O E o nouă aristocrație. Da, 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 da. da, da. E un film este, foarte politic. E da. un film foarte politic și foarte haios de fapt. Are o, un umor negru de ăsta. Da, da, Simpatic. e totuși interesant că e vorba de o fascinație a Ceea ce de fapt este depășit sau ceea ce este refulat sau că spune că e mai bogată descendența lui Dracula decât cea directă a lui Frankenstein. Pentru că de fapt Frankenstein e peste tot, dar fără să ne mai dăm seama. Da. Uh, da, Este un fel de ubicuitate uh, frankensteiniană, în timp ce uh, Vampirul rămâne totuși cu o identitate bine uh, uh, cristalizată și fascinează ca atare tocmai pentru că e din altă epocă, nu? Da, el E un, el, un fel el, de el, el. Uh, an, uh, opoziție la modernitate. Da, este o opoziție la modernitate, dar în același timp și într-un fel fascinant este o reamintire a ceea ce este uman în noi. Să vorbim după pauză despre asta. Da, hai să luăm o scurtă pauză publicitară, că Frankensteinul publicitar este ubicu, cum spuneam mai devreme, deci luăm o scurtă pauză și reluăm apoi această pasionantă discuție. emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Alec Bălășescu și vorbim despre Frankenstein și uh, Dracula. Uh, să nu credeți că ne-am tâmpit, vorbim despre Fra Dracula și Frankenstein din punct de vedere antropologic. Da? Și analizăm uh, semnificația acestor mituri, aceste mituri ca uh, simptome uh, ale modernității. Mm -hmm. Și spuneam că Dracula, într-un fel, ne reamintește și de ceea ce este uman, pentru că legăturile de sânge sunt legăturile de familie și e un de rudenie. Da! E Familia tradițională. Bem, da, Frankenstein, mă rog, are de el până, câte... e un pic deviaționist. E, e totuși din Transilvania, e da, al nostru. Da, e, e alu. <laughs> uh, are el deviațiile lui, apropo uh, de poligamie. Dar uh, uh, dacă ne uităm la filmele recente cu el, el este foarte tradiționalist. În filmele recente nu e ca în carte, în carte... Avea un anumit uh, harem și așa mai departe, uh -huh. ca să spun așa. În carte este uh, cumva un fel de Don Juan. Da, e un Don Juan, dar el este e, e și perioada, sfârșitul perioadei romantice, există o, 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 un fir roșu romantic acolo. Al nefericirii. Al nefericirii și el își ca caută... A Olandezul zburător. Da, și el își caută iubirea pierdută în prima sa viață care, pe care o identifică în reîncarnarea minei. Mina a uh -huh. avocatului. Și în momentul. El nu știe asta, dar vine avocatul, îi vede pandantivul cu, cu, cu viitoarea soție și este absolut. Uh, Bun. Deci el e un seducător romantic, uh, a, a serial lover? Da. Iar vampirii noi sunt niște familiști. Vampirii noi răspund uh, noi morale. Uh, noi morale morale societății, da, ei, au, ei au familii. Da, au, stai puțin, uh, 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 drag Alec, pentru că uh, în anii 70, în 75 mai exact, a apărut un film foarte faimos. Uh, the Rocky Horror Picture Show <laughs> Păi erau anii 70, nu erau era anii 20 anii Și acolo ai The Sweet Transvestite from, from Transylvania. Transylvania Yes, Da, absolutely, da uh, o figură mai puțin revendicată din mitologia românească Dacă ne ducem la, la castelul lui Dracula nu găsim referințial, la Rocky Transvestite From Transilvania, da, vezi, era un și atunci. <laughs> um, dar el e, um, Rocky Horror Picture Show e un fel de aberație în această genealogie sau, păi, nu, cred că e tocmai ce, ce vorbeam, este cum întotdeauna mitologiile se adaptează momentului vremelui. Da, și at încă o idee îmi vine în cap. În ro uh, uh, um, Rocky Horror Picture Show, pe care nu l-am văzut recent, uh, nu cumva avem ambele mituri prezente? Pentru că el creează un uh, uh, amant ideal. Nu? E un va, un, cumva îl găsim și pe Frankenstein. Și cum este o aberație da, totală. Da, 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 da. Toată povestea e da, da, da. incredibilă. Da, păi, da, eu, eu nu sunt anii 70 ani care, în care experimentalismul anilor 60 intră în uh, societatea și cultura de masă, și atunci un astfel de produs. Ai... Dar e un film, tot pe atunci făcut de Andy Warhol. A făcut un film cu, cu Dracula. Ai... Că, foarte interesant în care. Și nave abar. Ce asta. E un film. Warhol? Warhol, care transpune. Conflictul între aristocrație și burghezie pe care îl găsim în Dracula, în conflictul de fapt între burghezie și clasa muncitoare, ea, în care un, un vampir din România de exact, s-a deplasat. deplasat și, și e atunci din România e un vampir, un conte, se duce, nu, nu mai găsea virgină în România și s-a dus în Italia. Să găsească la un tip care avea Ca vii să vezi. și avea trei da avea trei fiice în sudul Italiei și, vii și până să ajungă el să le propună și să le uh, consume uh, sângele, și așa mai departe, lucrătorul de la vie reușește să le seducă. Uh, at și atunci le scapă prin seducție. Proletariatul. Pro salvează <laughs> copilele inocente din popor. Exact, uh -huh. da, ceva de genul ăsta. E, e filmul ala în Wendy Warhol, foarte lung și uh, cu scene lungi și așa mai departe, dar e haios. Și tu spui că, uh, uh, cum se cheamă, noile variante uh, ale lui Dracula sunt mult mai prudente. Poate și un efect al anumitor boli care s-au răspândit, nu știu, HIV... Păi da, care tot au transmisia prin evident. sânge până la urmă și atunci sunt, este în același timp frica de contaminare, Na? Care a apărut în anii deci, 80, frica de contaminare și îi domesticește va, vampirul domesticește și contribuie și... la uh, stabilirea valorilor familiale. Da, da, și, și reîntoarcerea ideilor conservatoare în societate, mai ales după 2001, după uh, septembrie 9-11. Mm -hmm. Uh, și o repliere a societății despre De ce ai ideile conservatoare? N-am nimic, mie mi se pare foarte interesant de văzut cum apar ca și celelalte idei uh, progresiste. Sunt, e așa un joc foarte interesant, dacă acum am îmbătrânit și pot să mă uit uh, la istorie prin prisma propriei vieți. Și e foarte interesant și abia aștept să îmbătrânesc Bun, și mai acum mult. A... <laughs> Evident că glumeam, te tachinam și că vorbești de conservatorism, vorbești de funie în casa spânzuratului, dar uh, conținutul cuvântului conservator uh, evoluează. Exact. Uh, și uh, vezi asta la noi, un fel de uh, obsesie a uh, fortăreței familiale. Uh -huh. Uh, da, apărarea familiei tradiționale ca fiind practic singurul uh, obiectiv al unui conservatorism politic. Or, totuși, conservatorismul înseamnă mult mai mult de atât. Uh, nu da. este obsedat doar de problema uh, familiei tradiționale. Dar, dar e nici măcar nu, nu cred că e, uh, e principala preocupare dacă ne gândim în, mă rog, de cursul timpului. A absolut da, conservat. Turismul politic are multe alte preocupări, evident, însă uh, populismul conservator se apropie foarte mult despre ideea de familie și el este potențat de, uh, de o anumită parte a industriei holiudiene fast and furious, de exemplu. În fiecare fast and furious. Avem ideea family above everything, family above everything, family above everything. În, uh, în noile filme mă gândesc la seria aceea care a fost foarte celebră. Da, și ce înseamnă family? Mai e și asta. Ce ce anume numim familie Asta, asta e o altă, e o altă poveste. Da, scuze. Dar sunt legăturile de sânge despre care, despre care vorbim și care uh, e o reiterare a parcă a proverbului acela românesc că sângele apă nu se face. Dar în același timp pericolul de a sau faptul de a schimba și a cum se spune și a amesteca sângele vine cu un pericol potențial, da, pericol de contaminare. Cum ai spus tu, și poate fi pre prezentat uh, ca o contaminare virală sau ca o contaminare în, în perspectiva unei presupuse purități uh, etnice sau mai știu eu de care fac. Și... Eu nu știu dacă acum este atât de prezentă. Nu, în filmele a cu vampiri nu. Da, a fost. Da. O mare obsesie. nu, nu, vampirii sunt foarte diversi acum. Diverse am acum. acum de o poezioară ironică, mă rog, ludică mai exact, a lui Dan Laurențiu, poetul mai, a murit mai demult. Și spunea așa, și atunci crăi Danil Sihastru, numai sângele albastru ne va scoate din dezastru. Asta o spunea în anii 90, când era uh, toată uh, efervescența aceea monarhistă în uh -huh. jurul uh, regelui Mihai. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Da, e... că și acolo sunt, e problema de asta, că s-a diluat sângele albastru da? și atunci ce ne facem? Exact, exact. <sus> Cum reînviem vampirul? <laughs> Cum, unde îi mai găsim? Da? Unde îi mai găsim mă, sânge? Și e interesant faptul că... Cu alte cu uite, de cine n -ai un vampir să-l cumpere. Exact. Sau mai e chestiunea asta interesantă, apropo, că acum am vine ideea. De ce virgină? De ce, de ce femeile... Au potențialul de a alimenta legătura de sânge mai mult decât bărbații, și trebuie să fie virgine. Pentru că e tot imaginarul ăsta al reproducției, a reproducerii și al purității. Și al necontaminării. Da. Dacă sângele trebuie să fie necontaminat. Da. Și atunci el poate deveni albastru. Pentru că, evident, și în mod tradițional, și în societățile tradiționale, căsătoriile se întâmplă de obicei pe trepte ierarhice fie egale, fie puțin inegale în care femeia vine de mai jos de obicei da? în, în da, un, o aristocrată e mai greu să a, poate să aibă amanți, dar nu poate să facă o alianță cu cineva uh, mai jos doar dacă evident sunt excepții excep, păi da, excepții, păi că în regula este sau, mă rog echivalența, când da. mă gândesc acum la părinții lui Tolstoi mama lui era mai cumoț decât tatălui, dacă Volkonski erau mai cumoț decât Tolstoi da. erau prinți rurichizi descindeau din legendarul ruric da, era dar echivalent da. Da, tot e aceeași lume da. uh, aristocratică, rusească uh, mai degrabă regula echivalenței contează, nu stricta egalitate uh -huh. sau uh, că adică uh -huh. să fie mai, mai mult sau mai puțin din aceeași uh, lume, dar asta pe de altă parte dar de, pentru de reîmprospătarea sângelui da, bărbatul de... poate uh -huh. acceda la, uh, la nu la la mă rog, La dar pe de altă parte, asta genera și totuși legături foarte stabile. Uh, pentru că aici nu e vorba doar de sânge, simt serios, și mm -hmm. e vorba și de valori comune, de grupuri sociale care se reproduceau în felul ăsta. Da, absolut. Și nu numai în lumea aristocratică, ci și în alte alte niveluri ale uh, societății. Păi asta vedem, uh, uite cum îi spune eu, a fost în anii 2000-2010, a fost o întreagă serie cu, cu vampiri și vârcolaci care foarte eleganți, foarte hollywoodieni, filme de lung metraj care chiar această chestiune o dezbăteau. Adică? Uh, a alianței, a căsătoriei, a aducerii cuiva exterior în familie, și așa mai departe ăștia okay, avem... uh, vampirii tăi familiști da, da, da Aha. iar acum avem uh, un fel de parodie întâi a fost un film un mockumentary, un documentar de asta, uh, ce facem în pentuneric what do we do in the darkness a fost un film How interesting. da, a fost, a fost făcut de neozelandă sau australian foarte haios cu vampirii care se refugiaseră prin într-un oraș, mic, prin Noua Zeelandă, știi, și erau diversi, și Vlad, și alții. Și ce făceau ei? Erau ca un fel de uh, casă în care stăteau împreună, cu toate problemele uh, legate de coabitarea între 4-5 bărbați. <laughs> și acum a devenit da, o serie. Cine spală ce? Da, ce da, da, exact, chestii de genul ăsta. <laughs> și acum s-a extins toată chestia și a, a devenit o serie în care um, vampirismul e văzut în termeni psihologici și psihodramatici, gen există vampiri energetici, va, uh, uh, vampiri uh, uh, da, puțin uh, uh, eu sunt un vampir energetic doar când ai uh, când am lucrat împreună <laughs> le ai energia tuturor, tot sângele. <laughs> da. Da. Da, deci uh, in, sunt, sunt mituri care perpetuează ideea modernității. O să vorbim mai mult la curs despre multiplele idei ale, ale modernității, despre spații geografice, despre timp și modul în care ai văzut timpul, despre, în Frankenstein, despre ideea de conștiință și suflet. Și mă rog, și acolo apare foarte mult simbolistica corporală și unde, e, unde se află sufletul, unde, unde se lășulește el. E suficient să ai o inimă ca să ai suflet, inima fiind, inima fiind organul pe care romanticii l-au atribuit lăcașului sufletului. Plus o mai veche tradiție creștină, creștină și chiar necreștină, care da. e, inima e sediu Însă, însă popular în Europa la un moment dat era ficatul uh, albă ca zăpada uh, mama, mama vitregă albei ca zăpada cere vânătorului să-i aducă ficatul nu inima uh, și să-l mănânce în Iran încă se spune da, iubitei nu-i spui inimioara mea îi spui ficățelul meu așa asta e alintătura și nu poți să te adresezi cuiva spunându-i că e foarte frumoasă sau frumoasă Uh, ți-aș mânca ficatul. Superb. Da, da Mâncați aș da, da, fi Exact. e o declarație de, de dragoste. dragoste. <laughs> uh, la chinezi, este, în daoism, e centru, e stomacul. Da? Și, și, așa mai departe. Deci sunt uh, reprezentările corporale, sunt uh, țin de cultură, iar în momentul în care crezi o, o, entitate umanoidă, uh, pe bază științifice, cum e Frankenstein, unde e Sufletul? Și uh, prin Ricoșeu, întrebarea este un dacă Frankenstein este, de fapt, monstru creat de Univers, de modernitate, adică acest individ, unde mai e Sufletul omului modern? Mare întrebare. Da. Am rămas bușbe. Nu știu ce să zic la asta. Da. Uh, bun. Acum, cursul facem orice ar fi indiferent de câtă lume va fi mâine înscrisă nu-l facem acum, îl facem altă dată dar de făcut îl facem pentru că chiar cred că e foarte important da? deci pe 11 octombrie trebuie să aibă acest curs loc acest curs, dar vreau să-l facem pentru că e legat de teme foarte importante aristocrație versus burghezie rațional nalitate modernă versus tradiții, superstiții, religie, percepția timpului. Percepția timpului sunt de asemenea, spuneai, chestiuni legate de geografie concret în romanul lui Bram Stoker, orientul începe în Germania. Deja, da. Adică deja este o lume a iraționalului. Da. da, o lume premodernă. Deci da. e o, o, o călătorie geografică dublată de o călătorie în timp. Mai, mai exact, nu în timp, ci în timpuri istorice diferite. Da. Între timpuri istorice diferite. Da, și între, între viz... modernitate și ce este înainte de modernitate, o societate tradițională. Da, și atunci, întrebarea foarte. Interesant e, ok, dar ce înseamnă modernitatea și unde a apărut ea și de ce și cu ce mai e ea legată și așa mai departe. O să discutăm asta la curs. Da, interesant uh, că e această uh, apariție totuși uh, târzie uh, uh -huh. uh, a, uh, a lui Roman Dracula față, lui Bram față Bram de Frankenstein. Da. Nu, nu față de Frankenstein, față de problematica modernitate versus nu știu tradi tradi tradiționalism, societate tradițională. O da, să adică, speculeze aici, da, te rog. Pentru că eu cred că am avut în tot secolul XIX a fost avântul științei, nu? Și a pozitivismului. secolul 17. Da. Da, dar atunci pozitivismul Exact, da. Secolul Și chiar pozitivismul Secolului XIX, dar la începutul secolului XIX apare Frankenstein. Frankenstein, într-un fel, este o, atât o celebrare a puterii științei, cât și o poveste uh, despre pericol. Despre pericolul. Cautionary tale, în venea să zic. Uh -huh. Deci, o, o, o poveste despre pericolul acestor lucruri. Uh, dar avântul, uh, știi cum e? Când începe ceva nou, toată lumea se suie în barcă și vâslește spre acest lucru. Și la un moment dat, mai târziu se întreabă, ok, dar, dar ce lăsăm în urmă? Dar despre care sunt lucrurile alea care revin în mod obsesiv? Da? Lucrurile, și cum mai știu cine spunea, tu ești mai bun cu amintirea numelor, lucruri, adevărul sunt acele lucruri care refuză să plece. Da? Și atunci Dracula apare mai târziu când și-au dat seama că de fapt pic, totuși, familia refuză să plece. Aristocrația continuă să fie între noi. Dar nu numai asta, regăturile de sânge continuă să, da. să conteze. Interesant că problema asta e prezentă la sfârșitul secolului XIX, Taman în uh, uh, Anglia. Uh, El când... era irlandez, Bram Stoker. Nu contează. Da, da. Bun. E anglofon, uh -huh. e. Uh, da, și uh, el este martorul transformării aristocrației britanice. Atenția transformării, pentru că aristocrația britanică este o aristocrație care s-a adaptat. Na. Spre deosebire de alte aristocrații uh, continentale. Na, uh, na. Care, poate că, de fapt, și despre asta este vorba. Uh, nu întâmplător, uh, Dracula e un conte uh, din Sfântul Imperiu German. Da, că iar, de fapt, asta este. Bun, bon, e parte din Sfântul Imperiu German, din uh, Imperiu Austriac, uh, în momentul. Ai mare respectiv. dreptate, pentru că unul din, din, din personajele care, care se opun lui Dracula este fiul unui lord. În deci nu e doar burghezie versus aristocrație. Nu, ci e noua ordine. E un tip de aristocrație, spui tu, care refuză să dispară, da. Da, dar care e acolo, da, însă localizat în continent, pe continent. Da. Și interesant, nu în Franța, care a trecut prin Revoluție. De fapt, poate că aristocrația britanică se află cumva între aceste extreme. Franța care elimină aristocrația și, în cealaltă parte, vechiul imperiu Habsburgic care continuă niște tradiții aproape milenare. Da. Și nu întâmplător e în imperiu Habsburgic. Da, toată povestea acolo se situează. Da, la Bistrița, în zona Bistrița. Așa spune în carte. Bistrița și trecătoarea Bârgăului apare pe acolo. Toate aceste localizări. Hermannstadt apare proeminent. în Dar nu castelul carte. Bran? Nu, păi Bran nicio cu, legătură. nu prea are mare legătură <laughs> cu... Și e interesant că, bun, sunt foarte multe lucruri fascinante, mai ales în Dracula pentru noi. De exemplu, face o, o descriere a varia, varietății etnice din Transilvania, la vremea respectivă. E foarte, foarte interesant. Și am ajuns că, și mai de fapt, Castelul Bran aparține unei branșe a familiei Habsburg. Da. <laughs> ironia ironia a, da. istoriei. Da, Da. Da. Dar bran, bran, pentru că e conservat, pentru că e pe stânca aia, dacă îl vezi dinspre, dinspre, Transilvania, ca să zic așa, e un foarte bun imaginar și l a fost reprodus foarte bine în filmul de prin anii 90, care chiar s-a numit Bram Stoker's Dracula. Ăsta al cuie? Coppola. Al lui Coppola, da. care e unul dintre cele mai reușite, cred. Ca ecranizare, da. E o ecranizare de fidelă a, a romanului și a apărut imediat în următor uh, Mary Shelley's Frankenstein, în care rolul lui Frankenstein e jucat de Robert De Niro. Uh, asta n-am văzut. Asta fantastic. de cine e? Uh, nu mai știu cine a făcut uh, Frankenstein. Deci, practic, astea două filme sunt referințele prin, uh, prin excelență pentru cursul tău. Uh, da, și astea inițial am 1990. fi vrut să ne uităm la ele, pentru că e mai ușor decât să zicem să, uh, și să discutăm asupra lor, e mai ușor decât să citim cartea. sau. Astea sunt cele mai fidele uh, adaptări, adaptări ale cărților, da. Și mai este, evident, uh, Nosferatu. Bun. Nosferatul. Nosferatu... Boa, e cu totul altceva. Da, e. <laughs> și, și mai e un film interesant. Uh, uh, True the Mirror? Ceva de genul ăsta, uh, făcut despre, despre filmarea lui Nosferatu. Pentru că actorul acela e necunoscut la Hollywood, a jucat Nosferatu și apoi nu știe nimeni cine e. <laughs> Iar uh, filmul făcut prin anii, la începutul anilor 2000 cu John Malkovich care joacă rolul regizorului care s-a dus să filmeze Nosferatu, iar Nosferatu e chiar Nosferatu, de fapt, și a început să-i mănânce, să i mănânce din camera mare de exemplu. Și au niște discuții filozofice foarte interesante în film. În film independent. Da, uite, independent. acum am trece prin cap ceva la care nu mă mai gândisem înainte, s-ar putea să fie o prostie. Copola. Uh, face uh, filmul ăsta despre uh, Dracula uh, copola care evident este asociat cu marea capodoperă uh, The Godfather da. unde e vorba tot de familie uh -huh. uh, tot de legături de sânge uh, tot de adulterări sau contaminări da, da, da. Uh, de a păstra uh, cum să spun, uh, solidaritatea familială. Uh, da, deci, uite că se leagă cumva. Da, da, oamenii își urmează fiecare obsesiile lui, ca adică, să spun așa, uh, lucrurile, temele care îl preocupă. Michael Corleone e puțin vampir? Uh, probabil. Probabil că da, într-un sens. Și, și el este. Uh, un personaj romantic și el are a broken heart. Da, 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 are da. două suferințe în dragoste. Prima e moartea nevestei din Sicilia și, apoi și fi evident ei. că este părăsit de nevastă sa. Și apoi fica la un trei. de trei da, ori. Da, 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 e, na, na. El e Iar el în inimă, și... în inimă de în trei repetate ori. Repetate rânduri, dar filmul în partea a treia se termină cu el în castelul da, din da, Sicilia. Ultima încă, scenă încă... când moare. Uh, Michael e bătrân, nu? Bătrân, Nu, nu, Michael, fi, mă rog, fiul Al bătrân. Da, dar da. Da nu moare? Ba da. E... Se ridică de pe scaun? Moare? Nu, nu, nu. dar e, su sugerat e sugerat că așteaptă moartea. A, așteaptă moartea, da, da, dar nu știm dacă moare. <laughs> Cum nu știm? <laughs> moare, că doar nu-i vampir să nu moare. Păi... <laughs> da, da, dar tot așa, nu? Castel în cadrul ăla și destul de singur complet singur, complet singur da. Da. De, de fapt da. drama e așa, singurătății da. Așa l-a găsit, așa l-a găsit tânărul Jonathan, avocatul englez pe, pe Conte. Pe Dracula l-a găsit singur și îmbătrânit. Uh -huh. Și el și-a regăsit deci, tinerețea, și... și a revigorat tinerețea. Un uh, mit uh, um, despre singurătate. Uh, da. Cred că da. Spate și și poate -și că așa. iarăși și important uh, tema singurătății în lumea modernă. Da, pentru că și monstrul Frankenstein suferă de aceeași chestiune a singurătății și a unicității. Uh, drama lui este de a-și găsi un companion. Nu n-ai spus asta de la început. Sunt mituri ale singurătății într-o societate modernă alienantă poftim. Da. Da, păi știu, dar vrei să spun tot cursul, <laughs> mi-ai zis tu, să pardon. nu. <laughs> Acum... da. <laughs> da. da, absolut. Și, deci, mă rog, sunt, sunt multe, multe scene în care povestea cărții interesantă a lui Mary Shelley. Că, adică? Păi ea a scris-o într-o vacanță în care erau cu soțul ei și care au, și au făcut un fel de concurs. Cine scrie cea mai Uh, tare poveste de groază, de gotic uh, pentru că ploaia era urât afară și nu știu ce și fiecare au scris istorii scurte iar ea serioasă s-a pus pe scris și este singura din aceste 3-4 povești a oameni de cultură și scriitori englezi I, a ei a, a, a și fost publicată a căpătat o amploare și are deja uh, cum să spun a a traversat secolele, așa cum știm. Sunt cărți care sunt propriu-zis vampirizate de filmele făcute ulterior. Mm. Dar cine citește Frankenstein de Mary Shelley? Și e totuși vorba de o. Capodoperă. E o capodoperă. Da, 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 Cine citește Bram Stoker? Da, sunt cărți care sunt efectiv vampirizate. Dracula e un roman vampirizat de industria, de, de, de industria da? cinematografică. Bun, așa sunt o sumedenie de alte cărți. Vorbeam de Copola mai devreme și The Godfather se bazează pe o capodoperă pe care lumea nu mai citește. Da. Uh, și sunt uh, o sumedenie de alte exemple uh, în acest sens. Uh, romane foarte bune uh, care nu mai sunt citite pentru că s-au făcut foarte multe filme uh, uh -huh. după ele. cine mai citește James Bond. Bun, acolo, glumesc, uh, glumesc, uh, evident, nu că e glumesc, evident. E caliber, evident dar. că nu este glumesc. Uh, hai să luăm o scurtă uh, pauză și apoi revenim pentru uh, câteva minute doar uh, pe final. emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Alec Bălășesc în emisiunea METOPE, mai avem doar câteva minute, am tot vorbit despre Frankenstein și uh, Dracula, despre cursul uh, pe care îl va face uh, Alec Bălășescu la Casa Paleologu și de ce mă încăpățânez să facem acest curs. Uh, eu am mai multe uh, încăpățânări de genul ăsta... Uh, iartă mă că vorbesc acum despre altceva. De pildă, călătoria noastră de studiu la Tesalonic. Uh, Tesalonicul și el e victima uh, unor prejudecăți. Oamenii cred că cunosc Tesalonicul uh, și, de fapt, toată zona din jur este uh, fabuloasă. Dacă tot românul trece prin Tesalonic. E îmi se orașul duce... meu preferat. Portim? E orașul meu preferat în Grecia. Oraș Ca oraș Tesalonic. Ah, e greu de ca spus. Ca oraș mare. Da, Atena da. e inegalabilă. Da, dar mie îmi place, -mi place piața. Dar, ai dreptate, Tesalonicul e mai liniștit și mai agreabil. Mm -hmm. Asta mm -hmm. se poate spune. Da. da, ajungi mai repede la mare. E nu în piață, e atâta, în piață acolo. Nu e atâta mizerie pe da. care o vezi pe străzi. Da, e un oraș încântător, dar cultural e fantastic. Sunt mm -hmm. muzee extraordinare. În plus, în jur ai mormintele regale de la Vergine. Care sunt absolut fabuloase, Filipii, Dion, iarăși un, un sit arheologic extraordinar la Poalele Olimpului. Mai este ce mai este în jur. Bun, cam astea ar fi principal, Am fi stai puțin hmm. mai departe, da? Adică toată, toată zona este pasionantă. Și mă încăpățânesc, până la urmă o să ne iasă. La fel. Țin foarte mult să uh, facem cursul ăsta. Uh, nu știu, poate mă bag și eu pe fir, că <laughs> uh, vezi că mă, mă incită tema asta. Incită, da. Păi, îl facem, indiferent de câți oameni o să vină și apoi o să reluăm, pentru ce, cei care vin o să fie extrem de încântați. Uh, promit să nu mușc. <laughs> de gât. De gât, da. Al minte. <laughs> <laughs> Și... Uh, și cred că cred că ar trebui să suscite uh, un interes, tocmai pentru că sunt întrebările astea fundamentale, că, de fapt, după ce mituri, uh, orice, orice epocă are miturile ei predilecte, dacă nu le știm și dacă nu le înțelegem. Uh, deci, argumentul tău este că Frankenstein și Dracula sunt, uh, nu știu dacă cele două, dar printre cele mai importante mituri ale modernității. Da. I got da, it right? Am înțeles da, bine? Uh, modernității. Nu știu, Let's mai pray. sunt, uh, nu știu, Faust? Faust, faust absolut. Da, Faust. Da, da, și da, e interesant da, da. că există o legătură între Faust și Dracula. Noaptea Valpurghii. Just. Este așa, începe romanul dracul. deci asta ar parcurgi. fi, bun, cele trei. Nu știu dacă mai sunt altele. Don Juan, poate, la fel, ai un da. mit al modernității. Da. Uh, da. uite, poate facem ceva despre Ma... mituri ale modernității. Da. Mituri propriu-zis moderne. Da. Da, mituri moderne e ceva. Don Juan e un mit modern. Casanova, mitul seducătorul. e un tip care da, chiar a existat. Da, da, da. Don Juan e acest seducător perpetu, nu? Uh, îndrăgostit perpetu. Dar e mai mult romantic, dar nu știu dacă e dacă ea spune, e un mit modern, dar nu știu dacă e un mit al modernității. A, care vorbește despre, despre modernitate. modernitate. Da, Faust în mod clar Bună, vorbește. da, categoric, da. Faust da. este mitul modernității prin excelență, Da, poate. da, da. Și da. chiar numea civilizația modernă. Faustiană. Civilizația faustică. Da, da. Da. Bun. Toate temele astea trebuie să le păstrăm uh, pentru cursuri viitoare, da, să explorăm uh, miturile moderne și miturile modernității. Mulțumesc foarte mult, uh, dragă Alec, că uh, ai fost și de data asta alături de mine în uh, emisiunea Metope uh, și vă dau întâlnire tuturor, uh, ca de obicei, uh, marțea viitoare la ora 2 la Metope. Mulțumesc! Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.